Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Urmărim pentru început cele mai importante titluri ale ediției. Au fost reluate lucrările de modernizare a Bulevardului Independenței din Ploiești. Se va lucra etapizat, însă la un moment dat urmează să fie închisă circulația totală în intersecția de la Poșta Mare. Codul roșu de canicul a fost prelungit și în județele Prahova, Dâmbovița și Buzău. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 42 de grade până cel puțin pe 17 iulie. Miercuri se dă proba scrisă în cadrul concursului de titularizare. Cum se anunță o zi caniculară, reprezentanții Inspectoratului Școlar Prahova au fost nevoiți să mute unele centre de examen, astfel încât sălile să fie dotate cu aparate de aer condiționat. Au fost reluate lucrările de modernizare a Bulevardului Independenței din Ploiești. Șantierul a fost deschis în zona intersecției de la Poștă. În primă fază, traficul este închis doar pe sensul sud-centru, între Muzeul de Artă și strada Gheorghe Lazăr. La un moment dat, va fi blocată întreaga intersecție pentru desfășurarea lucrărilor. Primăria Ploiești a reluat lucrările de execuție aferente obiectivului de investiții modernizare Bulevardului Independenței. Proiectul integral presupune modernizarea arterei pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la Gara de Sud și strada Gheorghe Lazăr. Deci ne aflăm în ultima etapă de realizare a lucrării de investiții aferente Bulevardului. Lucrările au fost istate datorită examenelor școlare. Acum că s-au încheiat inclusiv bacalaureatul, am dat ordinul de reluare a lucrărilor. Profităm un picuț că este și vacanță de vară, că este și perioada de concedii, pentru că într-adevăr am ajuns în zona cu traficul cel mai complicat în momentul de față în orașul nostru. Autoritățile anunță că se va lucra etapizat pentru a nu îngreuna foarte mult traficul rutier în zonă. În Comisia de Circulație s-a hotărât așa cum vom aborda și acest ultim tronson. Acum lucrăm de la Muzeul de Artă, deci pe sensul de la Gara de Sud până la Nord, până la intersecția cu intersecția de la partidele politice, deci vom închide acolo circulația. Traficul este deviat pe sensul celălalt, după care ne vom muta, deci vom finaliza aici lucrările, ne mutăm pe sensul celălalt și ultima etapă va fi toată intersecția de acolo. O să fie un pic de disconfort, dar se vor finaliza și vom scăpa de aceste probleme create trecătorilor și traficului. Șoferii spun că se vor înarma cu răbdare până când lucrările vor fi gata. E dificil cu traficul, se aglomerează foarte mult pe străzile laterale și ne consumă timp. Era nevoie de astfel de lucrări? Probabil că da, dar... Trebuia făcute și gropile astea. Era nevoie și aici. Era nevoie, da. Se circulă bine deocamdată? Deocamdată, da. Uneori... Se închide intersecția, cum o să fie? O să fie mai greu, da. Merită. Da. Da, știu că reparaseră ceva acum de curând. Acum vă spun sincer, n-am mai trecut pe drumul ăsta, cred, de cel puțin de o lună de zile. De când știam că e blocat din cap în cap și s-a tot turnat. Să acum sperăm... se lucrează aici, în zona intersecției. Cum credeți că o să fie? Intersecția a fost blocată pentru... Așa... O să fie blocată. Atunci să ne înarmăm cu răbdare, toți, că ușor n-are cum să fie. Reprezentanții primăriei speră să finalizeze lucrările într-un termen cât mai scurt. Depinde însă de ce probleme vor apărea pe parcurs ce se fac săpăturile. O să ne concentrăm să terminăm cât de repede, să vedem și ce găsim în momentul în care săpăm. Deci nu știm exact, dar noi sperăm în maxim o lună să ieșim din toată zona asta. Tocmai de asta, până începe școala, să fie tot în regulă. În prima fază a lucrărilor, autobuzele vor circula în dublu sens pe partea cu stația Filarmonica Paul Constantinescu. Astfel, în traseele 44 și 202 se vor folosi rutele scurtate la Hale Coreco. Totodată se repune în funcțiune stația de debarcare centru Parc Thomas Ocolescu. Mare parte din România continuă să fie sub cod roșu de caniculă. Prahova, Dâmbovița și Buzău se numără printre județele unde meteorologii anunță și în zilele de 16 și 17 iulie val de căldură intens și persistent, caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit codul roșu de caniculă valabil inclusiv pe 16 iulie și în județele Prahova, Dâmbovița și Buzău. Potrivit meteorologilor, în Crișana, Banat, Oltenia,
Muntenia, Moldova, Dobrogea și sud-vestul Transilvaniei, valul de căldură va continua să se intensifice. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 42 de grade, iar pe litoral vor fi 33-36 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice nu vor coborî sub 22 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale. Valul de căldură va persista în toată țara și în zilele următoare. Se fac pregătiri pentru concursul de titularizare. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Prahova se asigură că toate sălile de examen să aibă aer condiționat. La nivelul județului sunt înscriși aproximativ 1000 de candidați. Pe 17 iulie se dă proba scrisă în cadrul concursului de titularizare. La nivelul județului Prahova s-au înscris 1036 de candidați. Se anunță o zi caniculară, așa că reprezentanții Inspectoratului Școlar Prahova au fost nevoiți să mute unele centre de examen, astfel încât sălile să fie dotate cu aparate de aer condiționat. De atât de mulți am repartizat în 4 centre și în acest moment ne ocupăm de starea de bine a candidatului, astfel încât în acea zi caniculară de miercuri 17 să fie în niște condiții omenești, în sensul că să avem aer condiționat în toate sălile. Astfel, concursul de titularizare se va da în următoarele unități de învățământ din Ploiești: Colegiul Național Mihai Viteazu, Școala Gimnazială Radu Stanian, Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza și Colegiul Național Pedagogic Regina Maria. La nivelul județului Prahova sunt disponibile 300 de posturi titularizabile. La unele discipline avem mai multe posturi, cum ar fi la educație fizică sau la consiliere, la altele mai puține, cum ar fi limba română, este un lucru mai nou. De 3 ani n-am mai avut, acum avem vreo 3 catedre de limba română, care din această pricină avem mulți candidați. Mai sunt și alte discipline cu locuri mai puține, titularizabile, dar avem mai multe din partea cealaltă, așa încât dacă un candidat va obține media minimum 7, cu siguranță va avea un loc de muncă. Proba scrisă are o durată de 4 ore, începând de la ora 9. Accesul în sălile de examen se va face mai devreme. Îi rugăm încă de pe acum să țină cont că au nevoie doar de 3 lucruri asupra lor. E vorba de actul de identitate, este vorba despre instrumente de scris pix sau cerneală albastră și cunoștințe, cât mai multe. Cât durează? Eventual, aici putem să punem și următoarea treabă, pot veni de data aceasta și cu o sticlă cu apă, deși noi le asigurăm tuturor candidaților apă, dar de data aceasta, ținând cont că se estimează undeva la 40 de grade, pot avea și acest lucru. Ca noutate, anul acesta lucrările vor fi scanate și colectate digitalizat. Rezultatele inițiale vor fi comunicate pe 23 iulie. Hidratarea este esențială, mai ales în perioada verii, când cresc temperaturile considerabil. Specialiștii ne recomandă să ținem cont de pierderile de apă din corp când stabilim cantitatea optimă de lichide ce trebuie consumate. Când vorbim despre hidratare, medicii spun că este nevoie de un echilibru între lichidele consumate și pierderile de apă din corp. Conținutul de apă din organism este cel care asigură un echilibru al tuturor funcțiilor vitale, transportul mineralelor, transportul nutrienților se face cu ajutorul apei conținute în organismul uman. Cum ne hidratăm cel mai bine? Hidratarea trebuie să țină cont, în primul rând, de pierderi, da? Pe unde pierdem lichidele și așa, dacă facem un inventar, pierdem prin transpirație, pierdem prin urinare, pierdem prin scaun. În situația în care sunt dereglări de tranzit intestinal, bineînțeles, pierderile sunt mai mari și atunci, în funcție de cât pierdem, ar trebui să și introducem în organism, așa încât să menținem un astfel de echilibru. Specialiștii recomandă unei persoane de aproximativ 80 de kilograme să bea 8-9 pahare de apă pe zi. Trebuie să bem cel puțin 2 litri de lichid. Și beți? Da. Ce lichide? Apă. Cum vă hidratați în perioada aceasta? Păi cât mai mult consum de apă. Așa se spune că am 2 litri pe zi. Și beți atât? Aproximativ. Și cât mai puțin să ne spune la soare, la temperaturi ridicate. Noi ne-am obișnuit cu căldura și cu frigul. Și nu beți mai multă apă decât de obicei? Nu. Nu, normal. Nu beau suficient apă cât ar trebui. Cu apă, altceva nimica. Și câte o bere, câtă beți? Păi cred că beau cam un kilogram pe zi.
și nu e suficient deloc. Uite, cu sticla cu apă, trebuie, ce să fac? Câtă apă bezi pe zi? Cred că trec de 2 litri. Există anumite simptome în cazul celor care sunt deshidratați. Dacă e vorba de copil, sunt niște semne clinice pe care specialiștii le caută și le descoperă, de exemplu, cum arată mucoasele, dacă au limba mai uscată, dacă au ochișorii mai în fundul capului. De asemenea, la copiii mici se poate verifica tonicitatea fontanelei de la nivelul craniului și după aspectul urinei. Și la adulți, simptomele sunt asemănătoare. La adulți ne putem orienta de asemenea, după gradul de hidratare a mucoaselor, după felul în care arată tegumentele. Tegumentele deshidratate sunt mai moi. Dacă încercăm să facem un pliu cutanat, rămâne pliu și nu-și revine la forma inițială tegumentul, și după culoarea urinei. O urină normală la un pacient care este hidratat arată galben pai. Hidratarea nu se face doar cu apă, ci și cu alimente sub formă lichidă, cum ar fi ciorbele sau supele, sau fructe și legume cu conținut mare de apă. O nouă ediție a evenimentului Cupa Păzitorii Porții Vinului a avut loc zilele acestea în Parcul Bucov. Expoziția chinologică internațională a adunat peste 350 de câini de diferite rase. 127 de sancțiuni contravenționale au aplicat polițiștii dâmbovițeni într-o singură noapte șoferilor care au încălcat legea. În timpul controlului efectuat în weekend, oamenii legii au dat și 95 de amenzi pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au fost la datorie și au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise în segmentul stradal, a infracțiunilor de orice natură, precum și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Verificările s-au făcut în noaptea de 13 spre 14 iulie, în intervalul orar 19:03, în zona localurilor publice și în mediile în care se formează aglomerări de persoane, precum și pe arterele rutiere intens circulate. Au fost legitimate peste 500 de persoane și oprite pentru control peste 500 de autovehicule. Pentru încălcarea normelor la regimul rutier, în cadrul controalelor din trafic, polițiștii au efectuat 127 de sancțiuni contravenționale. Totodată, pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, au fost aplicate 95 de sancțiuni contravenționale în valoare de 35.700 de lei. Polițiștii au depistat în trafic și 3 șoferi care conduceau sub influența alcoolului sau a unor substanțe psihoactive. Alți 6 conducători auto s-au ales cu măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp. În plus, au fost retrase 20 de certificate de înmatriculare. Polițiștii vor continua să acționeze pentru prevenirea și combaterea întregului fenomen infracțional. 3 persoane din Buzău și-au pierdut viața duminică după ce s-au înnecat. Primul incident a avut loc pe raza localității Vâlcele din comuna Ulmeni. Pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină în cazul unui bărbat căzut într-un canal de irigații. I s-au aplicat manevre de resuscitare, însă în zadar, bărbatul fiind într-un final declarat decedat. Câteva ore mai târziu, pompierii buzoieni au intervenit pentru extragerea a 2 persoane înnecate în râul Buzău. Vorbim despre un tată și fiica sa de 15 ani, care nu au mai putut fi salvați nici după manevrele de resuscitare. Jandarmeria Prahova a fost premiată de Patriarhul Daniel. În semn de apreciere, acesta i-a înmânat inspectorului șef al instituției diploma cu medalia omagială 250 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București. În primăvara acestui an, în Prahova a avut loc un pelerinaj istoric cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. La buna desfășurare a evenimentului, în lăcașurile de cult unde au ajuns moaștele respective, au fost prezenți și jandarmii prahoveni. Pelerinajul a fost organizat pentru a marca trecerea celor 250 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București. În weekendul trecut, Patriarhul Daniel a oferit mai multe distincții celor care au contribuit la evenimentele organizate cu acest prilej. În semn de
apreciere pentru profesionalismul și devotamentul de care au dat dovadă jandarmii prahoveni pe timpul numeroaselor misiuni executate în sprijinul bisericii și în special pe timpul pelerinajului. Inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova a primit diploma și medalia omagială 250 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București. Întreaga lume a fost șocată de tentativa de asasinat a fostului președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Incidentul s-a petrecut în aer liber în timpul unui eveniment electoral. Chiar dacă a fost împușcat, Trump a anunțat că își va continua campania electorală. Donald Trump susținea un discurs în timpul unui miting politic din Pennsylvania în momentul în care a fost împușcat. Glonțul i-a atins urechea dreaptă. Imediat după, atacatorul, un tânăr de 20 de ani, aflat pe un acoperiș din apropiere, a fost împușcat de forțele de ordine. În incident, un spectator a murit apărându-și soția și fetele. Donald Trump a anunțat că nu va permite unui trăgător sau potențial asasin să îi afecteze programul în cursa prezidențială. O nouă ediție a evenimentului Cupa Păzitorilor Porții Vinului a avut loc zilele acestea în Parcul Bucov. Vorbim despre o expoziție chinologică internațională care a adunat de data aceasta peste 350 de câini de diferite rase din mai multe țări. Cupa Păzitorii Porții Vinului, organizată anual în Parcul Bucov, este un eveniment care se adresează atât crescătorilor de câini de rasă, cât și iubitorilor de animale. Aceștia au putut admira peste 350 de exemplare canine venite din 15 țări. Au fost peste 1300 de arbitraje făcute de specialiști din domeniul jurizării canine. Totodată, în cadrul evenimentului, a fost organizat și un târg de adopții pentru patrupedele mai puțin norocoase. Antrenorul Gloriei Buzău, Andrei Prepeliță, și jucătorul Constantin Budescu, proaspăt transferat la echipa din Crâng, au făcut declarații înaintea debutului în noul sezon din Superliga. După 5 săptămâni de pregătire, fotbaliștii de la Gloria Buzău sunt pregătiți să revină pe teren. Ne aflăm înaintea începerii campionatului, venim după o perioadă de pregătire de 5 săptămâni. Ne doream să ajungem în acest moment, pentru că îți dorești să ai meciuri, să participi în competiția Ligii 1 cu echipe foarte bune, dar în același timp ne așteaptă un meci greu. Alți jucători vor ajunge la echipa din Crâng. În schimb, avem 15-16 jucători care au făcut toată pregătirea, jucători care au participat și anul trecut la promovare și probabil că vor mai veni 2-3 jucători. La fel, sperăm să vină cât mai repede pentru a vă putea integra. Trebuie să compensăm și noi. Vom întâlni, poate știți, componența echipelor, echipe puternice, și trebuie să compensăm și să ne ridicăm la același nivel sau poate mai bine fizic. Ne-am antrenat foarte bine în această perioadă. Am avut condiții bune. Important e că ne-am antrenat foarte bine, cum am spus, suntem o echipă bună, încercăm să formăm un colectiv unit și să obținem rezultate, asta e cel mai important. Cum ai spus și tu, nu cred că mai sunt echipe mari, echipe mici, dar doar că este chestia asta de nou promovată, dar ușor, ușor sperăm să o depășim și să intrăm în Liga 1 și să arătăm ca echipă de Liga 1. Gloria Buzău vrea să trateze fiecare meci cu seriozitate și speră la victorie. Vom trata fiecare meci la victorie. În același timp, obiectivul știți, dar cu siguranță vrem să-l depășim. Suntem ambițioși
ne dorim lucrul ăsta. Gloria Buzău debutează în deplasare la Ploiești împotriva Petrolului. Pentru elevii lui Andrei Prepeliță, primul meci pe teren propriu este programat în runda cu numărul 2 în fața formației Sepsi Sfântul Gheorghe. Tricoul Petrolul 100, dedicat suporterilor petroliști, a fost lansat în mod oficial. Evenimentul s-a desfășurat la magazinul oficial al clubului, în prezența a 5 dintre jucătorii lupilor. Tricoul Petrolul 100, dedicat suporterilor petroliști, a fost lansat în prezența a 5 dintre jucătorii lupilor, Gicu Grozav, Vali Țicu, Paul Pap, Mario Bratu, Luca Zima și Alexandru Mateiu. E semn de frumos, în primul rând, pentru că e galben. E un tricou care, nu știu, mie îmi dă sentimente de emoție. E ceva superb, e ceva frumos și sunt mândru că am găsit și măsura mea și măsura copilului meu. Le vom cumpăra și sper să le purtăm până când le punem în ramă. Jucătorii au vorbit și despre obiective. Sper să fiu sănătos, să avem rezultate bune, să muncim mult și cu siguranță vor veni și victoriile. Mi-am propus cât mai sus, n-am venit aici să mă lupt în play-out. Vreau un play-off, începând din primul an, și sper să reușim că avem un lot foarte bun. A, e foarte frumos, ne bucurăm pentru acest eveniment, ne bucurăm că suntem aici în mijlocul lor și sperăm să le aducem cât mai multe bucurii în sezonul viitor. Tricoul are culorile tradiționale ale Petrolului, dar și un stil retro menit să simbolizeze istoria centenară a clubului. Acesta poate fi achiziționat din magazinul clubului. Doamnelor și domnilor, știrile au ajuns la final. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Eu sunt Ioana Catană și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!